Pandemia de COVID-19 i-a pus la grea încercare pe pacienții care depind de medicamente disponibile doar în străinătate. Este și cazul unui copil de 7 ani din capitală, diagnosticat cu sindromul Dravet, o formă rară și foarte gravă de epilepsie. Diana Boțean povestește că băiatul ei a avut primele simptome la câteva luni după naștere. Copilul are o fotosensibilitate foarte pronunțată, deci el nu suportă lumina. La fiecare rază de lumină îi provoacă crize convulsive, mioclonii sau blicking. Femeia mergea la fiecare 3 luni în Italia pentru a cumpăra medicamentele necesare. Din martie nu mai poate ieși din țară, iar tratamentul îi mai ajunge până la sfârșitul săptămânii. A cerut ajutorul Ministerului Sănătății și a primit răspuns abia acum câteva zile. În 2 luni și jumătate puteau întreprins careva măsuri. Cu atât mai mult, ele sunt strict vitale. Și dacă copilul, fiind pe politerapie, de 5 preparate, manifest crize convulsive zilnice, nici nu pot să-mi închipui cum ar fi fără aceste medicamente. Femeia spune că ieri responsabilii de la Ministerul Sănătății i-au promis că o vor ajuta doar să transporte medicamentele din Italia. Costul tratamentului este de peste 200.000 de lei anual, iar femeia nu are banii necesari. Depășește suma de peste 1.000 de euro pe lună. Și copilul ăsta trebuie să administreze tratament toată viața. Eu aș vrea să-i întreb, iau copiii acasă, dacă ar fi fost ei în papucii mei, cum ar fi procedat? Diana Boțan spune că autoritățile au acoperit integral tratamentul doar 3 ani. Anul trecut a primit compensație de doar 40% din costuri. Consilierul Ministrului Sănătății, Cristina Stratulat, spune că acum 3 zile o comisie specială a analizat situația și susține că tratamentul va fi asigurat de stat. Dat fiind faptul că acestea nu sunt disponibile la moment pe piața farmaceutică din Republica Moldova, Ministerul a remis o solicitare către operatorii economici și distribuitori de produse farmaceutice. Întrucât pacientul este diagnosticat cu o boală rară, tratamentul va fi asigurat integral de stat. Nu se știe când vor putea fi aduse medicamentele necesare în țară. Am încercat să aflăm de la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale dacă au mai fost cazuri în care pacienții nu au găsit anumite tratamente în perioada de pandemie. Oxana Bălan, de la Serviciul de Presă, ne-a spus că va reveni mai târziu cu un răspuns, dar ne-a asigurat că agenția a eliberat autorizații pentru importul medicamentelor în mod obișnuit.